Bun găsit! Luna în rac cu aspecte foarte bune ne aduce multe soluții prin intermediul altora, vorba bună mult aduce. Pentru berbeci, atmosferă foarte bună în familie, în casă, se pot rezolva multe lucruri, sunt susținuți de familie, iar la muncă se bazează pe ce știu să facă, nu se implică în activități noi. Taurii discută și ei treburi organizatorice. Sunt ajutați în acest sens de persoane care îi privesc cu multă bunăvoință, chiar partenerul de viață. Gemenii, Bani, astăzi, vin tot așa, prin discuții și negocieri, prin colaborări foarte bune, dar știu să stimuleze oamenii să dea ce au mai bun în ei. Racii au foarte multă intuiție, foarte mult flair, sunt și sensibili, se bazează pe relații de comun acord, de, pe simpatie, foarte bună legătură cu copiii astăzi. Lei sunt mai atenți la ce fac alții, la slăbiciunile și sensibilitățile altora, pot și ajuta, consolează pe cineva sau țin locul cuiva la lucru. Fecioarele au prieteni. Astăzi ar putea să existe o reîntâlnire sau o vestă de la un prieten și în felul acesta își ridică inima și își încălzesc sufletul. E util și așa ceva. Balanțele. Autoritarism la locul de muncă sau chiar în familie pentru multe balanțe aplică norma fără să stea la discuție, aceea pe care au stabilit-o împreună cu colaboratorii lor. Scorpionii. Lucrează foarte bine și foarte eficient, comunică cu persoane cu care au legături, care sunt sus în ierarhie și le mulțumesc pe aceste persoane prin treaba bună pe care o fac. Săgetătorii se bazează pe o persoană care fie îi ajută, fie îi scutește de o sarcină, de o dificultate. Poate chiar cineva din familie. Capricornii se bazează pe relația cu partenerul de viață sau pe cineva foarte apropiat, care s-ar putea să le facă legătura cu cineva foarte influent. În tot cazul, zi foarte bună pentru relații la capricori. Vărsătorii muncesc pe brânci, muncesc cu greutate, dar au rezultate excepționale și sunt apreciați, aplaudați la scenă deschisă. Peștii uh, sunt inspirați, aș zice că se scutură de neîncredere sau de comoditate și pot face o figură foarte bună acolo unde activează, vin cu idei genioase. O zi superbă. Bazați-vă pe relații de încredere, ne vedem și mâine. Ar fi foarte bine să fie o zi superbă și din punct de